Bună seara, dragi prieteni! Există o legătură foarte, foarte strânsă între lucruri care se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, aparent banale, și fenomene foarte grave din societate. Există o legătură foarte strânsă între disconfortul pe care îl au milioane de români atunci când trec frontiera de vest a României, pentru că România nu este țară membră a spațiului Schengen, și fenomenul foarte grav al corupției din societate. Știrea zilei, dragi prieteni, vine din Parlamentul Olandei, vot împotriva aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen. Scrie Europa Liberă, Parlamentul Olandei a adoptat o rezoluție prin care stipulează că Haga se va opune prin vot aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, scrie Sorin Dojan, jurnalistul Sorin Dojan, pe Europa Liberă. Votul din Parlamentul Olandei vine la doar două zile după ce Parlamentul European a votat într-o majoritate covârșitoare în favoarea aderării celor două state la Schengen. Eurodeputații au cerut prin rezoluția votată Consiliului European ca până la sfârșitul anului 2022 să ia măsurile necesare care să faciliteze admiterea României și Bulgariei în spațiul Schengen. Spre marele meu regret, tocmai am aflat în urmă câteva minute că Parlamentul Olandez a adoptat o rezoluție care afirmă că Olanda nu ar trebui să voteze pentru aderarea României și Bulgariei în spațiul Schengen. Regret profund acest lucru. Partidul meu a votat împotriva acestei rezoluții. Nu vrem ca România și Bulgaria să adere imediat la spațiul Schengen. Noi vrem să adere imediat la spațiul Schengen, a declarat Sofia în TV Welt pentru Ager Press. Klaus Iohannis a transmis separat că România împlinește de 11 ani condițiile tehnice. România împlinește condițiile tehnice, dar România are o foarte mare problemă și trebuie să fim foarte obiectivi la acest capitol. Din motive lesne de înțeles, pentru că actuala coaliție aflată la putere PSD-PNL, care PNL-ul de fapt nu este PNL, este fostul PDL, deci FSN-USL aflată la putere, două partide care bagă cei mai mulți bani în televiziunile de știri și în ceea ce eu denumesc cartelul Mafia Media, nu numai televiziuni de știri, trusturi de presă, site-uri foarte mari, informarea publicului nu se face corect. Oamenilor nu li se prezintă corect starea de fapt, pentru că interesul politic al acestei puteri, care menține status quo-ul în domeniul luptei împotriva corupției stabilit pe perioada infractorului Liviu Dragnea, ca să înțelegem foarte clar unde ne aflăm și de unde se trage această problemă. Dragnea a făcut niște modificări masive în structura legislației anticorupție. Dragnea cu sistemul lui au reușit să blocheze Direcția Națională Anticorupție. Toate aceste legi au rămas în vigoare. Tot acest status quo funcționează, chiar dacă Dragnea el s-a dus la pușcărie. Am explicat în ultimile zile, în mai multe editoriale, pe rând, pe care le-am prezentat, cum gașca lui Dragnea, după ce Dragnea s-a dus la pușcărie, oameni care au fost chiar lângă el la Direcția Națională Anticorupție, atunci când era chemat pentru începutul dosarului care acum două zile a fost trimis în judecată, dosarul Teldrum, oamenii ăia sunt bine mersi pe funcții foarte importante. Mult mai importante decât aveau pe vremea lui Dragnea. Chiar dacă Dragnea s-a dus la pușcărie. Al doilea aspect este că s-a păstrat tot acel status quo, tot acel eșafodaj. Treaba asta generează, pe lângă probleme de corupție imense, pe lângă faptul că România este sufocată și nu poate să se dezvolte și să investească pentru a oferi condiții decente și moderne tuturor cetățenilor săi, e sufocată de corupție, e sufocată de parazitarea banului public, e sufocată de fel și fel de afaceri oneroase, făcute pe bani publici, făcute împotriva interesului public, din care profită un număr mic de persoane. Număr mic de persoane care într-adevăr se îmbogățește dincolo de limite și la niște sume care sunt sume chiar la care nu ajung familii cu tradiție industrială din lumea occidentală. Sau sunt la același nivel. Da? Au averi, cei care au parazitat resursele statului român, unii dintre ei au averi la fel de mari ca familii care de 200 de ani activează într-o industrie și produc ceva pe planeta asta și vând ceva pe planeta asta. Da? Nu știu, cazul infractorului Dan Voiculescu. Că tot a publicat astăzi G4 Media, m-am amuzat foarte mult și vă mulțumesc tuturor celor care ați scris în comentarii pe rețele sociale
G4 Media a publicat azi un articol, domne, cine sunt mogulii de presă? Lucru pe care eu de 4 ani de zile le spun în playlistul Cartelul Mafia Media, pe care îl găsiți pe canalul de YouTube, aici unde mă vizionați, sunt 356 de materiale video făcute în ultimii 4 ani de zile, în care eu explic ce spune G4 Media astăzi, da? Cine sunt mogulii Cartelului Mafia Media? Unul dintre moguli este Dan Voiculescu, care a făcut o avere, oameni buni, imensă! Prin fraude, pentru una dintre fraude a și fost condamnat și statul român nici măcar nu recuperează banii de la el. Da? Chestia asta este, generează în România, sau face ca România, ca să ajung la problema cu Schengen, pe care vreau să vă explic, și pe care nu o explică Cartelul Mafia Media, nu pentru că nu ar fi cel mai important subiect al zilei, este cel mai important subiect al zilei, nu pentru că n-ar ști jurnaliștii de acolo, sau mă rog, angajații acestor agenții de marketing, ele nu sunt trusturi de presă, sunt agenții de marketing ale mafioților care bagă bani în ele. Inclusiv partide, da? PSD-ul și PNL-ul bagă sume imense în aceste mizerii. Și nu explică tocmai pentru că interesul politic este să nu fie oamenii conștientizați. Că i-ar desfința prin vot, atât pe PSD cât și pe PNL. Această mafie comunistă, securistă, fesenistă, uselistă. Asta conduce România în momentul de față, da? Și asta generează, oameni buni, o stare de fapt pe care cu toții o vedem atunci când mergem în marile capitale europene. Pe care eu am întâlnit-o atunci când am fost în tunelele din diaspora. Pe care dumneavoastră puteți să-mi o confirmați dacă locuiți în diaspora. Dacă locuiți la Londra, de exemplu, puteți să-mi confirmați găștile de românache care fac alba neagră pe podul de lângă Parlamentul Britanic, da? De lângă Big Ben, da? Puteți să-mi confirmați că sunt acolo hoții din buzunare, hoții din buzunare din Piața Trocadero din Paris, da? Hoții de buzunare și cerșetorii din Madrid. Astea sunt lucrurile care se văd din Roma sau din alte părți. La asta se adaugă lucrurile și mai grave. Fenomene de trafic de persoane, fenomene de trafic de droguri, fenomene de infracționalitate legată de infracțiuni, furturi, tâlhării sau infracționalitate cu carduri și așa mai departe. Toate aceste fenomene vor crește și mai mult în momentul în care România va intra în Schengen. Sunt țări care înțeleg și știu acest lucru. Și de aceea în parlamentul acelor țări, cum este cazul Olandei, se votează altfel. Nu pentru că cineva are ceva cu noi, nu pentru că cineva ar avea umbla aberația asta, gogorița asta cu portul Rotterdam versus portul Constanța. Și am văzut că foarte mulți dintre cei care locuiți în zona Rotterdam ați scris pe YouTube, pe Facebook, băi, sunteți stâmpiți, voi habar n-aveți cum arată chiar oameni care locuiesc în Constanța. Ce diferență este și cum nu poate exista niciun fel de discuție în acest sens. Da? Ne mai vorbim de faptul că, să zicem că mâine intră România în Schengen, da? Și că ar fi o presupusă concurență, asta nu are nicio relevanță, că degeaba poate să fie portul Constanța de 10 ori mai mare decât portul Rotterdam, mă refer la infrastructura portuară, da? Și să vină toate navele aici. Vin degeaba, pentru că noi nu avem autostrăzi, nu avem legături peste munți. Marfa tot nu se va deplasa mai rapid și tot nu va putea să fie portul Constanța o concurență, presupunând că ar fi reală aberația pe care o spun în special grupările rusofile din Parlamentul României, extremiste, aurolace, da? Tot nu s-a rezolvat nimic. Cei care locuiți în zonă știți că portul este legat la autostrăzi. Degeaba, dacă nu ești legat la autostrăzi, poți să ai portul pește prăjit, poți să ai port spațial, să vină nave spațiale să lase marfă acolo. Dacă nu ești legat la autostrăzi, degeaba e. Degeaba. Da? Fix degeaba. Vine marfa pe autostradă, autostrada asta care se blochează București-Constanța tot timpul, se blochează toată când ajunge la centura București care nu există. Nu există. Când vii de pe autostradă, când ajungi la București, zona de nord-est, da? Că vii din est de la Constanța, da? Până la zona de nord, unde este centură, e doar o bucată de centură, doar un indent de centură. Nu este. Acum se lucrează la o centură în sistem de autostradă care să dubleze centura București. Da? Deci degeaba ai făcut port dacă n-ai făcut 200-300 de kilometri de autostradă, dacă n-ai trecut munții. Toată marfa la Pitești se oprește pe Valea Oltului și s-a terminat, s-a închis discuția. Despre asta este vorba. Dar lucrurile sunt foarte grave și unul dintre politicienii, pe lângă Klaus Iohannis, care este patronul lor, e tatăl lor,
a preferat să aducă PSD-ul în guvernare și să construiască o majoritate cu PSD în loc să continue majoritatea PNL-USR și să continue refacerea legislației care ar fi permis reluarea luptei anticorupție, reluarea luptei împotriva infracționalității, da? Inclusiv împotriva rețelelor care generează în toate marile capitale europene imaginile pe care le vedem pe stradă concret, da? Dincolo de Klaus Iohannis, avem acest personaj, Lucian Bode, patronul mafiei din Ministerul de Interne. Întâmplător sau nu, fix astăzi, când a fost această știre cu Schengen și are legătură cu subiectul, și așa ar fi trebuit prezentat acest subiect pe toate televiziunile de știri, dacă aveam televiziuni de știri și nu aveam cartelul Mafia Media, procurorii DNA i-au reținut pe fostul șef al Inspectoratului de Poliție Cluj, scoateți Cluj din ecuație și fiți siguri că în toate inspectoratele județene de poliție se întâmplă la fel. Și că este o piramidă a șpăgii care merge la vârf până la ministrul de interne. Să nu aveți niciun dubiu în legătură cu acest aspect. Ce se întâmplă? Procurorii DNA au reținut pe fostul șef al Inspectoratului de Poliție județean Cluj, Mircea Rus, pe adjunctul în funcție al instituției și pe șeful de la resurse umane. Ca să înțelegeți cât de mare e corupția. Deci vorbim de șef de inspectorat, adjunctul șefului inspectoratului, șeful departamentului de resurse umane. Să vedeți ce au făcut ăștia. De ce este important să, de ce sunt importante aceste informații? Pentru că oameni care fac așa ceva într-un inspectorat județean de poliție, ei sunt oamenii care protejează rețelele de infracționalitate transfrontaliere din cauza cărora noi nu putem intra în Schengen. Ei sunt. Toți ăia pe care îi vedem că comit infracțiuni prin țările occidentale au domiciliu în județe. Unii dintre ei în județul Cluj, unde vin și spală banii produși din aceste infracțiuni, da? Și unde, în mod normal, ar trebui să constituie niște dosare penale. Ar trebui să fie urmăriți, ar trebui să se ia măsuri. Și unde, pentru că șefii poliției sunt atât de corupți încât să facă așa ceva, aceste clanuri interlope sunt protejate. Iau șpăgi de la clanurile interlope, sunt protejate. Să nu vă imaginați că niște polițiști care fac așa ceva fac numai asta și în rest sunt cei mai cinstiți polițiști din lume și își fac datoria și luptă cu infracționalitatea. Nu! Nu! Dacă așa ceva fac în propria instituție, vă dați seama ce fac în dosarele penale pe care le coordonează? Ce ordine dau subalternilor care coordonează dosare penale? Vă dați seama cât de gravă e situația? Vă dați seama de ce au dreptate olandezii când spun că e nasol dacă România intră în Schengen? Chiar dacă suntem români și nu ne convine chestia asta, oameni buni, fiți atenți aici. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Cluj, au dispus începerea urmării penale in personam și reținerea pentru 24 de ore, începând cu astăzi, a suspecților. Rus Mircea Ioan, comisar șef de poliție, la data faptei șeful Inspectoratului Județean de Poliție Cluj. Da? Apropo de grupul de la Cluj, mafia de la Cluj, ăștia toți sunt legați. Nu vă imaginați că toarășul Rus nu are legătură cu șmecherii din politica clujană. Nu, să nu vă imaginați că e de sine stătător și în rest toată lumea e cinstită acolo între marii șmecheri ai Clujului, da? Și el, săracul, e o insulă de corupție. Nu! Asta se poate întâmpla pentru că există o mafie politică, există o grupare, da? Grupare care, întâmplător sau nu, eu nu cred că este o nefericită coincidență, da? Are legătură cu toarășul Bode, inclusiv cu teza plagiată a toarășului Bode, dată la Universitatea din Cluj, cu eminența cenușie a Serviciului Român de Informații, șeful Academiei de Spioni, a SRI, da? La Cluj, unde este toarășul Dâncu, eminența căcănie a regimului Adrian Năstase, mare amator și iubitor de teorii putiniste, cum ar fi teoria că Ucraina ar trebui să negocieze cu Rusia, da? Deci, Mircea Ioan Rus, șef al inspectoratului, șef al comisar șef de poliție, șef al inspectoratului județean. Graur Daniel Sorin, comisar șef de poliție, adjunct al șefului IPJ Cluj. Bob Ioana Paula, comisar șef de poliție, șef la resurse umane. Infracțiunea de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată. Și Marton Elec, comisar șef de poliție, șef al poliției municipiului Dej. Știu că mă urmăresc oameni din toate orașele și vă întreb dacă sunteți din Dej. Ia spuneți-mi, sunt clanuri acolo care au bani, palată, limuzine, chestii și nimeni nu știe de unde au bani și fac ce vor ei și poliția în general le stă la picioare? Și apar din când în când cu
mașini dă prin Franța sau dă prin altă parte și nimeni nu înțelege ce e cu ei. Eu sunt convins că sunt. Imposibil să nu fie. La ce mărime are municipiul? Deci la ce fel de oraș este, chiar și în orășele mai mici? Nu există localitate unde să nu fie clanurile astea. Da? Ele sunt protejate pentru că astfel de polițiști conduc polițiile locale. Da? Ce a făcut comisarul șef de poliție, șef al poliției municipiului Dej? Infracțiune de abuz în serviciu, instigare la fals intelectual, purtare abuzivă, complicitate la abuz în serviciu. În perioada mai-iunie 2021, acum vin faptele pe care ei le-au comis. Atenție, ei sunt acuzați că au comis aceste fapte în legătură cu angajări și să stoarcă mai mulți bani de la stat. Și eu vă întreb pe dumneavoastră și vă rog foarte frumos să scrieți în comentarii, dacă ați ascultat 15 minute, înseamnă că găsiți important și interesant acest conținut și e important să comentați. Credeți că oamenii ăștia, dacă așa acționează în cazul propriului salariu și furtișagului din bani public, credeți că acționează altfel în cazuri penale, infracționale, de care poliția trebuie să se ocupe? Șeful inspectoratului județean? Șeful poliției de la Dej? Credeți că asigură un climat de ordine, lege, onestitate și fiat justiția, fiat lex, sed lex, dura lex, sed lex, lege dură, dar trebuie aplicată în municipiul Dej? Credeți? Da? Credeți? Vă rog să-mi scrieți dacă credeți că este așa sau nu. Dacă nu sunteți din Dej, dacă sunteți din Dej, scrieți-mi care este situația de fapt acolo. Da? În perioada mai-iunie, suspectul Mircea Ioan Rus, în calitate de șef al inspectoratului județean de poliție, a dispus cu încălcarea legii împuternicirea suspectului Marton Elec la conducerea poliției municipiului Dej. Deci l-a pus pe ăla ilegal șef la poliția Dej. Da? Fiți sigur că criteriul pentru care a comis această ilegalitate este șpagă și influență politică. Punct. Da? Altfel n-avea motiv să încalce legea pentru el. A luat mită? Sau este o influență politică de la partidele care dețin puterea? Cine deține controlul Ministerului de Interne? Toarășu Bode. Cine deține la Cluj controlul instituțiilor? Da? Gruparea asta, pedelist-o, care a confiscat PNL-ul. Atât de simplu este. Împreună cu personaje din PSD, gruparea de la Cluj, al de Dâncu și așa mai departe. Da? Astea nu sunt simple și nefericite coincidențe. Da? Deci, pentru a treia oară consecutiv, ilegal l-a pus pe ăla în scopul obținerii de către acesta numai unui folos, atât patrimonial, constând în drepturile salariale aferente funcție, pentru care a fost împuternicit, cât și nepatrimonial, numirea sa într-o funcție de conducere. Deci l-a pus pe ăla ilegal, i-a prelungit mandatul. În demersul său, suspectul ar fi beneficiat de ajutorul celorlalte persoane. În intervalul iulie-septembrie, ce a făcut ăsta, pus șef la poliția Dej ilegal, în calitate de șef al poliției municipiului Dej, i-ar fi solicitat telefonic în repetate rânduri ofițerului de serviciu din subordine să-l ponteze în registru de ore suplimentare, în zilele de sâmbătă și duminică, cu motivația că ar fost planificat la serviciu din partea conducerii, în condițiile în care nu s-a prezentat la locul de muncă. Da? Deci el n-a venit la muncă, toarășul, șef al poliției. Șeful poliției, oameni buni! Șeful poliției Dej! Ținut ilegal pe funcție de șeful inspectoratului județean. A dat ordin polițistului să-l ponteze, deși el n-a venit la muncă. Cum credeți că se rezolvă problemele infracționale în această comunitate condusă de un astfel de individ? Cum credeți că funcționează o instituție în care șeful instituției face așa ceva, subalterni execută? Vă dați seama, oameni buni? Și așa este în toate inspectoratele județene de poliție. Asta este poliția română. Asta este poliția română. Asta este Ministerul de Interne. Înțelegeți? Asta este. Da? De ce nu merităm să fim în Schengen? Asta generează aia. Problema pe care o vedem pe străzile tuturor marilor capitale europene. Asta, corupția asta. Putrefacția asta morală și hoția asta. Da? Ăștia sunt hoți, ăștia n-au ce căuta în poliție. Cum poate să fie șef al poliției unul care face așa ceva? Vă dați seama. Cum poate să-și imagineze cineva aia mai bine desfințez toată poliția și mai câștigat că nu consum bani cu ei? La fel de rău va fi în societate, ba chiar s-ar putea să fie un pic mai bine, pentru că infractorii știu că sunt protejați de poliție și atunci au curaj să facă lucruri, da? Așa. Urmată de obținerea de către suspect a unor beneficii. În intervalul august-septembrie, tot în calitate de șef al poliției municipale, în repetate rânduri, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a adresat expresii jignitoare lucrătorilor de poliție din cadrul poliției municipiului Dej. Suspecțiilor s-au adus la cunoștință calitatea procesuală. Facem precizarea că efectuarea urmării penale este o etapă. Deci, aparent ca simplu, realitatea are legătură cu un fenomen foarte grav din Ministerul de Interne. Fenomen legat de politizarea numirilor în funcții, legat de mizeria și putregaia din Ministerul de Interne, legat de șpăci și de corupție. Dita mai șeful poliției Cluj, împreună cu adjunctul, cu șefa de la resurse umane, îl pun pe ăla ilegal. Îi prelungesc mandatul ilegal a treia oară la conducerea Dej. Poliției Dej. Ăla dă ordin polițiștilor vorbind urât cu ei, comportându-se mizerabil,
să-l puncteze ilegal că el a fost la muncă, deși n-a fost la muncă. Și eu vă întreb pe dumneavoastră cum credeți că este statutul respectării legii în această comunitate. Are legătură povestea asta foarte mare cu corupția. DNA-ul a găsit acest caz. Nu știm cine, cum. Probabil polițiști cinstiți au făcut demersul și au făcut plângeri până când s-a ajuns la un dosar DNA. Da, dacă funcționau colaborările între servicii secrete și DNA, dacă funcționa legislația, dacă DNA-ul avea un șef, cum a fost Chioveși, căreia Iohannis a cerut demisia în 2018, acum aflăm, foarte interesant domnul Iohannis, nu și-a asumat public să iasă la televizor, că era în 10 august nu erau 200.000 de oameni în Piața Victoriei, erau peste el la Cotroceni, dar nu și-a asumat. Dar i-a cerut ei în privat demisia, vă dați seama ce aflăm despre Iohannis încet, încet. Aflăm și despre asta. Da? Înțelegeți, dragi prieteni? Bode, ministru de interne, protejat, bine protejat politic, da? Deși este un impostor, este un hoț intelectual. Și ăsta hoț, ca și ăla, nu-i nicio diferență. Între ăsta care n-a venit la muncă și a dat dispoziție să fie pontat ilegal, și Bode care a primit spor de doctor și și-a luat o lucrare de doctorat cu copy-paste din Wikipedia. Din Wikipedia și Wikipedia și Google. Da? Nu e nicio diferență. Este fraudă. Este obținerea unor bani din banul public fără ca tu să meriți acest lucru. Printr-o minciună. Printr-o hoție. Da? Și asta generează existența unor fenomene infracționale extrem de grave cu care se confruntă toate țările occidentale, oameni buni. Votul care s-a dat masiv în Parlamentul European pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen are legătură cu contextul din Ucraina. Și dacă vom intra în Schengen, vom intra datorită faptului că ideea de coeziune europeană devine superioară ideii de respectare a legii și combatere eficientă a fenomenelor infracționale transfrontaliere pe teritoriul Uniunii Europene. Da, Olanda nu acceptă. Olanda, Parlamentul olandez a zis nu, domnule, nu. Nu este ok. Noi considerăm că nu se poate așa ceva. Uitați-vă la noi în țară. Ce se întâmplă pe străzile orașelor noastre? Se va întâmpla mult mai mult în momentul în care nu va mai fi niciun control. Va fi mult mai simplu. Va fi de 10 ori mai simplu. Nu vor mai exista acele 2, 3, 5, 10 minute de spaimă pentru infractor când stă la control că poate cine știe. Nu, va fi... Va merge treaba, unsă, oameni buni, unsă infracțiuni, bani spălați în orașe, conduse de șefi de poliție și în județe, care sunt hoți, pur și simplu, din banul public. Și care vă dați seama ce dispoziții dau ei în dosare grele. Sunt foarte curios să vă știu părerea, dragi prieteni, și vă rog să scrieți în comentarii. Dacă a stat până la minutul 23, înseamnă că sunteți printre cei care sunteți foarte interesați de activitatea mea. Cu siguranță sunteți printre cei care mă urmăriți în fiecare duminică la Q&A. Fac anunțul de azi, o să-l fac și mâine, o să-l fac și duminică dimineață. Duminică avem Q&A-ul mai devreme, de la ora 16 la ora 18, de la 4 după amiază la ora 6, pentru că de la 19.30 voi fi live la George Buhnici. Am stabilit cu el acest live și atunci... Eu cred că ziua de duminică este potrivită, pentru că în mod normal seara duminică, oricum cei care știți activitatea mă urmăriți, deci veți avea posibilitatea să mă urmăriți pe canalul lui George Buhnici și o să discutăm mai multe, o să vă explic motivele pentru care am dat curs acestei invitații, cum s-a derulat invitația, în Q&A-ul de duminică, de la ora 4 la ora 6 după amiază. Semper Fidelis!